mulțumesc și lui Dragoș de la BISP, care am făcut acest top și care a lucrat cel puțin la fel de mult ca echipa Senior Tech. Bun, am niște emoții cumplite, nu sunt obișnuită să fiu aici în față, de obicei sunt pe un scaun și stau de vorbă cu voi și ca să scap de emoții, o să vă provoc la o discuție și vreau să știu cu cine vorbesc astăzi. Câți dintre voi, și o să vă rog să ridicați mâna, lucrați în resurse umane? Eu. IT-ști? Ok, bun, despre voi e topul și despre resurse umane și despre IT. Și restul? Bravo și redactor. Altceva? Jurnaliști. Ok. Mă numesc Andreea Pătroiu și sunt aici pentru a vă prezenta top 20 companii în IT pentru care merită să lucrez. Marta întreba dacă e cineva în sală care a participat la prima ediție a Zilelor BIS acum 13 ani. Nu, nu am fost atunci. Prima ediție la care am fost a fost în 2007 și cred că era tot ziua inovației, cred că pe atunci era ziua tehnologiei. Mi-a plăcut enorm de mult. Mi-aduc aminte de Vladimir Oane, care m-a impresionat foarte mult atunci. Și am continuat să vin aproape în fiecare an, coincidență tot la această zi a tehnologiei slash inovației. Iată-mă că am ajuns și de cealaltă parte a baricadei, acum trebuie să sufăr și eu. Trebuie să vă spun că proiectul pe care îl prezint astăzi, l-am început cam tot pe atunci, în 2007, într-o fază incipientă, am făcut un studiu cu angajații firmelor din IT, se numea Technology Up Close, în care am încercat să vedem ce fac ei, ce interesează, de ce schimbă joburile, etc. Pentru că noi, ca firmă de recrutare în domeniul IT, vreau să știm. A fost atât de interesant ce am descoperit la momentul respectiv, că îmi doream să ajung într-o ediție ulterioară să prezint aici. Și vă mulțumesc pentru că am ajuns să fac asta după 7 ani. Ce știu să fac cel mai bine este să stau de vorbă cu IT-știi. Adică să înțeleg ce le place, de ce și-ar schimba job-ul, ce apreciază la activitatea pe care o fac zi de zi la locul de muncă. Cam asta facem noi la Senior Tech. Stăm de vorbă cu IT-știi și când nu stăm de vorbă cu ei, stăm de vorbă despre ei. Și auzim foarte multe povești. Și am să încep prezentarea de azi cu o poveste. Și toate poveștile încep cu a fost odată. A fost odată o vreme în care erau multe prințese frumoase, mulți prinți și multe, multe prințese, una mai frumoasă decât cealaltă. A fost odată un împărat care avea 3 fete. Fata cea mare se numea Geaba, fata mijlocie, Orăcăldiviei, iar fata cea mică, JavaScript. Toate 3 frumoase foc. Dar unde sunt fete frumoase, sunt și mulți prinți și pețitori, astfel încât tot timpul la porțile palatului apăreau mulți voinici candidați pentru a le lua pe fetele împăratului de soarțe. Bătrânul rege trebuia să-i trimită pe tineri în tot felul de probe. Și să se lupte cu zmei și balauri cu 7 framework-uri, și numai cine reușea să învingă, câștiga mâna fetelor și le lua de soție. Și se făcea o nuntă mare la palat și trăiau fericiți până la adânci bătrâneți. Și aveau și copii. Cam asta era acum câțiva ani povestea recrutării în IT, povestea în care încă mai cred mulți. Voi mai credeți în povești? Hai să vedem cam cum stau lucrurile în ziua de azi. Păi probabil împăratul nostru și cu fetele lui s-ar uita pe fereastră și s-ar întreba unde sunt toți voinicii candidați. Că la joburi nu mai aplică. Ar trimite soli în țară și ar anunța prin toate părțile că are 3 fete de măritat pe la toate răscrucile de drumuri. Dar împăratul nostru a înțeles că nu mai e ca altă dată și că sunt puțini candidați voinici. Și că acum ei au de ales între multe fete frumoase
fete Java, și nu mai stau la coadă, cum stăteau altă dată, la porțile Palatului lui. Și cum fusese și împăratul la zilele inovației, la zilele Biz, la ziua inovației, la zilele Biz, a decis să se reinventeze. Și a trimis scoadele prin alte regate să găsească prinți frumoși pentru fetele lui. Așa că a făcut tot felul de schimbări în firmă. A amenajat palatul cu săli de bal și de recreere. A promis nenumărate petreceri și zile de vânătoare și comori. A decis să-i trimită pe viitor însurățări în voiaj regal de nuntă, să mai învețe câte ceva din afară. A promis o rentă bunicică pentru ginere, sipete nestemate pentru fiecare nepot, cel mai cel cal, iar pe fete le-a pus să-și facă haine noi, colorate, să învețe cum să le arate soților că sunt și deștepte, și harnice, și frumoase. Se pare că împăratul nostru a făcut bine ce a făcut, căci după o vreme, iscoadele s-au întors cu primii voinici și văzând aceștia ce frumoase la palat și ce deștepte sunt fetele împăratului, prinții candidați pe loc au zis da și s-au angajat. Bun. Am atins în basmul nostru și punctele esențiale pe care îi fac pe voinicii candidați să aleagă un regat sau altul. Pachetul de beneficii și salariu, proiectele și tehnologiile, cultura organizației și pe lângă asta e important ca regatul să aibă un număr cât mai mare de fete de maritat. Deci potențialul de angajare. Am vrut să fim consistenți față de edițiile anterioare, pentru că aceasta este cea de-a treia, și am păstrat aceleași patru criterii și aceleași ponderi în funcție de care am notat firmele. 25% pentru salariu și pachetul de beneficii și proiecte și tehnologii, 30% importanța are cultura organizațională, iar 20% potențialul de angajare. Pentru top am preselectat un număr de 70 de companii din orașele principale ale țării. Și pentru că acesta este un top despre angajatori, de data aceasta am vrut să inovăm și am vrut să vedem și punctul de vedere a celorlalți, deci altă parte a baricadei, adică a angajaților acestor firme. Și am construit un chestionar special pentru angajați, pe care l-am trimis către 578 de persoane. Am obținut rezultate foarte interesante, dincolo de notarea fiecarei companii, și unul dintre ele este ceea ce apreciază angajații la un job, angajații din domeniul IT, că și despre asta este topul. În primul rând, echipa din care fac parte, pachetul salarial, tehnologiile cu care lucrează, relația cu șeful lor și recunoașterea și impactul muncilor. După cum puteți vedea, trei dintre aceste criterii se referă la cultura organizațională, atât la nivel macro, cât și la nivel de echipă. Ok. Hai să luăm pe rând cele patru criterii. Am pus candidaților, angajaților o întrebare. Ce face firma pentru ca voi să fiți happy la muncă? Și iată câteva din răspunsurile pe care le-am primit. Mic dejun, miercurea și vinerea, petreceri, facilități fine, monedă internă, traininguri, spații de relaxare, dezvoltare personală. Trebuie să precizez că angajații care au participat la survey au fost selectați în mod aleator dintre angajații cu mai mult de 6 luni vechime în companiile respective. Chestionarele au fost trimise direct, fără a fi intermediate de Departamentul de Resurse Umane, iar completarea lor a fost voluntară și necondiționată. Pachetul salarial, cel de-al doilea criteriu pe care îl discutăm,
78% dintre angajații chestionați au beneficiat de creșteri salariale în ultimul an. 10% a fost media cu care le-a crescut salariul. 46% au primit bonusuri și 76%, adică 3 sferturi din participanții la studiu, consideră că au salariul la nivelul pieței sau peste. Asta a făcut diferența între firmele care s-au calificat în top 20 și restul firmelor. Un alt criteriu au fost proiectele și tehnologiile cu care lucrează. I-am întrebat pe angajați cât de fericiți sunt cu aceste două aspecte și puteți vedea care au fost răspunsurile lor. Dacă vă uitați cu atenție, puteți observa că peste 80%, aproape 90% în ambele cazuri, sunt ok sau apreciază chiar foarte mult proiectele și tehnologiile cu care lucrează. Și aproape nimeni nu ar schimba aceste două detalii. La firmele care sunt în top 20. Ca să mergem și mai în detaliu, pentru proiecte s-a obținut un scor de 4,19, iar scor mediu. Iar tehnologiile un scor de 4,4. Acestea au fost companiile din top 20. Toate celelalte companii au obținut scoruri de 3,5 sau sub 3. Deci mult, mult mai jos. Ceea ce înseamnă că tehnologiile și proiectele cu care lucrează un IT-ist sunt foarte, foarte importante când își aleg locul de muncă și când și pentru satisfacția lor de zi cu zi. Ok, să vedem topul. Pa, pa. Numărul 20. Avira. 19. Enea. Enea s-a clasat în top pentru că în ultimul an a adus câteva noi proiecte în domeniul embedded. IBM. IBM e o poveste foarte interesantă. Ei sunt o firmă foarte, foarte mare, au foarte mulți angajați, foarte multe tehnologii, multe proiecte care oferă o varietate foarte mare. Ce a fost foarte interesant, pentru că n-am putut să punem punctul pe ei, au obținut un scor bun, s-au clasat în top 20, dar n-am reușit să punem degetul exact pe care a fost motivul pentru care s-au clasat în top. Mi l-a dat însă unul din angajații care a răspuns la chestionar. Nu avem team building-uri, nu avem petrecere de Crăciun, nu avem băuturi, cafea gratis, dar cu toate acestea îmi place foarte mult. Mai departe. IBS din Cluj, ei deja s-au extins și în afara Clujului, în alte orașe din țară. SGK. fac outsourcing. Este foarte interesant că ei au apărut pe piața din România doar în 2013, deci foarte recent, și s-au extins în mod spectaculos cu poziții de dezvoltare software. Pe locul 15, Sparkware. La ei se pot lăuda, Sparkware se poate lăuda că au o mare contribuție la proiectele pe care le dezvoltă la nivel internațional, pentru că o mare parte din codul original este scris în România, deci nu fac maintenance, fac dezvoltare. iQuest, pe locul 14, tot o companie din Cluj, dar care deja e foarte cunoscută în majoritatea orașelor din țară. 13, One&One, fabrica de internet, cum le place să se denumească. Ei fac schimb de experiență între colegi cu locațiile din Germania. Pe 12, Electronic Arts. Pe 11, Microsoft, care în ultimul an a adus proiecte de dezvoltare software în România, pe lângă partea de technical support pe care o făceau aici. Pe locul 10, Luxoft. Luxoft a crescut foarte mult în ultimul an și are în continuare planuri de extindere foarte mari. Oracle. Oracle este un punct de referință pentru programatorii Java. Pentru noi, ca firmă de recrutare, e foarte, și care, la care ajung foarte multe poziții de Java, de la Oracle este îngrozitor de greu să luăm pe cineva, pe Java. EMAG, pe locul 9, EMAG Tudor, pe locul 8, pardon, ei și-au deschis un sediu nou anul acesta, s-au mutat într-o nouă locație, care arată foarte, foarte bine.
pe locul 7 Intel. Ceea ce poate nu știați despre ei e că fac și dezvoltare software, au proiecte pe lângă partea de procesoare. Pe locul 6, Atos, ei fac, cred că sunt una din puținele firme din top care fac infrastructură, oferă servicii IT pe infrastructură. Au crescut cu peste 500 de angajați în ultimul an și au planuri la fel de mari și pentru anul următor. Ok, am ajuns la top 5. Ce a rămas? O firmă pe care bănuiesc că mulți bănuiți că trebuie să fie în top, pentru că a angajat mulți și a furat mulți angajați anul acesta, cu salarii foarte mari. Ei și-au făcut un centru de dezvoltare software în România. Pe locul 4, Ixia. Ixia se laudă cu un mediu foarte fain de lucru și cred că au fost una din primele companii pe care au decis să își mute în România partea de research and development. Pe locul 3, Împărat. Așa. Ce să spun despre King? Cred că o să ne spună Mihai mai târziu. Un sediu foarte fain, o cultură foarte faină, au luat note foarte mari la majoritatea criteriilor, ca toate firmele din top 5. Pe locul 2. Hai că mai sunt două firme mari. Endava! Endava a continuat să crească foarte mult în ultimul an, iar Adriana ne va povesti mai târziu câte ceva despre politicile lor de resurse umane. Și a rămas la punct 3. Este o firmă care în cele 3 ediții s-a clasat mereu în vârful topului, o firmă care are un mediu de o cultură excepțională, un mediu de lucru excepțional. Mie ca recrută și lucrez în recrutarea IT de foarte, foarte mulți ani, mi-a fost imposibil să iau pe cineva de acolo. Și la capitolul salarii stau foarte bine, ca să nu mai vorbesc de proiectele și tehnologiile cu care lucrează. Adobe. Felicitări, Adobe. Ok, unele firme au obținut un punctaj mai mare la cultură sau la pachet salarial, altele au planuri mari de angajări și poate au obținut punctaj mai mare la aceste criterii. Însă toate aceste firme au înțeles că trebuie să facă ceva diferit pentru a câștiga competiția pe piața forței de muncă. Tocmai de aceea am să invit acum să vă vorbească reprezentanția 3 dintre companiile din top și să ne spună care a fost strategia lor pe partea de recrutare și resurse umane. Păi, în ce ordine de